Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Da, ieri seară când căutam subiecte de conversație pentru noi și pentru voi, prieteni, mi s-a schimbat viața complet. Am aflat că există șampon de hamsteri sau pentru hamster, că nu știu cum este corect. Am aflat dintr-un articol despre cum poți să faci baie hamsterului. Ceea ce, asta e a doua informație care mi-a schimbat viața. Și m-am apucat să caut șampon hamster. Vă spun că sunt o mulțime de produse. Îmi place asta care zice, nu știu ce, produsele sunt inspirate, adică șamponul, de natură. În fapte reale. Deci, practic, oamenii de la această companie, una dintre ele, s-au dus să vadă cu ce fel de șampon se spală în natură sălbăticie hamsterii și s-au inspirat din asta și au făcut un șampon care poate fi folosit și în captivitate. Așa se înțelege. Deci, iată, acest articol a apărut în publicația petscats.ro, care pornește de la foarte legitima întrebare. Stai un moment, deci cum se cheamă publicația? Petscats. Dar de ce Petscats și nu Petsdogs? Dogs and Cats. Nu da. Știu, așa este. Este despre... despre animale de companie, pisici, și vorbește despre hamsteri. Da. Asta e. Deci pornește de la această întrebare. Probabil te învață să speli hamsterul când îl mănâncă pisica, să-l mănânce curat, să nu fie, se bolnăvească. Și parfumat. Întrebarea legitimă, citez. Cum să-i faci baie hamsterului? Da. Cu răspunsul anunțat, tot ce trebuie să știi despre îngrijirea animalului tău de companie. Deci dacă te întrebai cum să-i faci baie hamster, ai hamsteri. Și te întreb cum să... Tot ce trebuie să știi, afli acum din acest articol. Eu l-aș părea la Ligian, dacă da. Adică hamsterii, scrie publicația, sunt foarte curați și ușor de întreținut. Ei își fac singur igiena, de obicei noaptea, când sunt mai activi. Și se bucură adesea de băi de nisip împotriva mirosurilor neplăcute. Oricine a avut hamster acasă știe că hamsterul noaptea este super activ. El ziua este super... E încântător acest animal. Ziua doarme, nici nu-l vezi. Și noaptea când dormi tu, se trezește el și se agită prin terariu. Da. Și se recomandă așa. Deci, totuși, faptul că hamsterul este foarte activ, scrie autorul articolului, asta nu înseamnă că proprietarii hamsterilor nu trebuie să se ocupe de curățenia lor. Anumite specii, precum hamsterul sirian cu păr lung, pot avea nevoie de mai mult ajutor la îngrijire, mai ales pe măsură ce înaintează în vârstă. Asta cu înaintatul în vârstă, hamsterul trăiește 2 ani, maximum. Deci el, de pe la 6 luni, deja începe să înainteze în vârstă vestiginos. Înțelegi? Cum se spală un hamster? Știi că Hemingway este o butadă cu Hemingway. Puteți să ne dați o rețetă de friptură de leu? A întrebat un reporter. Și Hemingway a răspuns, sigur că da. Se prinde un leu, se jupoaie, și după aia restul se face la fel. Deci cum se spală hamsterul? Asigură-te că apa este călduță, nu fierbinte, pentru a evita riscul de hipotermie. Faci ca la bebeluș cu cotul. Da, și îți recomandă să testezi apa pe încheietura mâinii sau pe cot. Aha. Deci aici e invers. Deci asigură-te că apa este călduță, nu fierbinte, pentru a evita riscul de hipotermie. Este de fapt, asigură-te că apa e călduță, nu fierbinte, pentru a nu-l fierbe de viu. Nu face ciorbă, da. Da. E hipertermie, nu hipotermie. Exact. Folosește un șampon pentru hamsteri și plătește cu apă călduță, având grijă să eviți contactul cu ochii și gura. Și acolo nu-ți dă link la produsul ăla? Nu. Vezi? Inspirat din natură? Aici ar fi fost o treabă. Și dacă dai căutare, fă-i baie într-o cameră caldă și fără curenți de aer. Să nu tragă curentul. Deci, practic, mai întâi încă... Deci nu poți să faci baie hamsterului la bloc. Băi, mi-a răcit hamsterul, a tras curentul, exact. I-am făcut aseară cadă. Deci dacă ești, i-ai făcut aseară castron. Că el... Da, deci la bloc nu poți să faci baie hamsterului, că este rece și sunt și curenți de aer în general. Deci, practic, trebuie să stai la casă, mai întâi încălzești camera. Sau să pui pur fix la geamuri înainte de... Utilizează un recipient stabil, cum ar fi un bol adânc, pentru a împiedica hamsterul să scape. El fiind un hamster prost, el nu înțelege că îi faci bine și el să-ți bate. Când îl bagi în apă, el nu înțelege că de fapt vrei să folosești șampon de hamster inspirat din natură. Da.
Și după ce zice să utilizezi un recipient tip bol adânc, ca să nu scapă, zice, umple recipientul doar până la nivelul umerilor hamsterului. Dragul de el. Umerii hamsterului sunt foarte jos, da, pentru că el are picioruțe foarte scurte. Ați văzut cum? Deci hamsterul practic se deplasează pe burtă, practic. Are niște picioare numai atât, este ca mașinile sport. Da. Că el, dacă are bordură, practic dă cu burta în bordură de orice tip. Deci până la nivelul umerilor, înseamnă practic câteva picături de apă, știi, în bolul, da, respectiv. Pe de altă parte este foarte iute. Am avut hamster, cum spuneam, și pe unul m-am gândit să-l scot afară în parc la plimbare. Eu obișnuit cu el în terariu când nu se mișca prea repede. Bă, a băgat-o la o gonetă, mi-a fost greu să-l prind. După baie, usucă-l rapid cu un prosop și așează-l înapoi în cușca sa. Când este complet uscat și călduros, dar stați, le putem face și baie cu nisip. Asta e comentariul meu. Deși hamsterii nu au nevoie de băi cu apă, deci după ce mi-a zis cu bolul, cu șampon, nu știu ce, mulți dintre ei adoră băile de nisip. În natură, hamsterii folosesc nisip pentru a-și curăța blănița, bla bla, băile de nisip, nu știu ce. Pentru a-i oferi hamsterului o baie de nisip, umple un vas mic cu nisip special și lasă-l să... Și acum, asta este a treia descoperire. Deci există și nisip special pentru baia hamsterului undeva. Bine, nu cineva... Nu face, bă, baie nisip de construcții, nu? Că se face moloz. Păcate. Nu mai e gata, că am ajuns la liman, Vlade. Să trăiești. Hai că am făcut treabă bună azi. Gata, la revedere. În primul rând, cred că o să crească, da, vânzările de hamster la pet shop-uri în weekendul ăsta. Da. Altfel, deci un vas mic cu nisip special și lasă-l să se rostogolească timp de 15-20 de minute. Nu mai mult cu ea razna. Da, îți dai seama că îndrăgește baia de nisip și nu-l mai scoți de acolo. Am dat 800 de euro la dublu sau nimic. A fost o dimineață bună, am avut petrecere cu DJ Little. Mulțumim, Alex, încă o dată pentru playlistul din această dimineață. Cu mare drag, încă o dată. Weekend frumos, ne reauzim luni. Toate bune. Pa, pa! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.